Începând cu acest an, execuția bugetară a fiecărui trimestru va fi analizată în Consiliul Local Mediaș. În primul trimestru, bugetul local al Mediașului a fost suplimentat cu aproximativ 2 milioane de lei datorită fondurilor primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru reabilitarea termică a blocurilor. Creșterea economică înregistrată la nivel local se poate observa și prin realizările la bugetul local. Astfel, în primul trimestru, veniturile au fost realizate în proporție de 35%. În ceea ce privește taxele și impozitele locale, realizările au depășit prevederile bugetare pentru primul trimestru, înregistrând un procent de 109,57%. Peste 11.000 de medieșeni și-au achitat integral taxele locale până la 31 martie, suma totală încasată atât de la persoane fizice cât și de la persoane juridice, fiind de peste 11 milioane de lei. Bugetul local al municipiului Mediaș este în valoare de aproape 90 de milioane de lei.